tot invitat la ședința ordinară a Consiliului Local din luna mai, în dispoziția primarului numărul 110 din 25 mai, sunt prezent 14 consilieri locali din 16 în funcție. Vă rog, doamna președintă, să te reacă. Bună ziua, bine ați venit! Dorim să aprobăm procesul verbal din ședința din data de 18.05.2021. Sunt discuții pe acest proces verbal? Putem să votăm? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Pe ordinea de zi, pe ordinea de zi se retrage punctul 8 din listă și adăugăm 4 puncte suplimentare. Cine este? Sunt discuții pe aceste. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Dacă nu sunt discuții, atunci trecem la primul punct de proiect. Proiect de hotărâre pentru aprobarea conturilor de execuție ale bugetului consolidat al unității administrativ-teritoriale al orașului Slănii Moldova din data de 31 martie 2021. Inițiator, primar orașului Baciu Gheorghe. Eu doar vreau să vă spun bună ziua. Am discutat în comisie despre acest punct și nu cred că sunt nelămurit. Dacă sunt, vă rog. Dacă nu sunt discuții pe acest proiect, cine este pentru? Avizul comisiilor. Favorabil. Cine este pentru? Se abține cineva? Unanimitate. Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 152 din 29.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale cu aplicare la data de 1 ianuarie 2021. Da, pentru cei care urmăresc materialul filmat, nu este vorba de modificarea impozitelor în general. Un singur punct se va modifica, acela că pentru oficierea căsătoriilor nu se percep taxe. Noi aveam înainte taxe doar pentru oficierea căsătoriei în afara primăriei. Conform codului administrativ, acest lucru a fost eliminat și avem un punct de vedere de la Direcția Județeană de Evidența Persoanei, care spune că dintr-o eroare s-a strecurat că încasăm bani. Noi nu am încasat de la codul administrativ încoace, dar trebuie să reglementăm și în impozite și taxe acest lucru. Sunt discuții pe acest punct? Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Unanimitate. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune pentru energie durabilă și climă al orașului Slănic Moldova, PAEDC, programul de îmbunătățire a eficienței energiei și a orașului Slănic Moldova, PIEE, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Fără aceste două planuri, noi nu vom fi eligibili să atragem fonduri pe direcțiile respective. S-a muncit mai bine de 6 luni de zile pentru ca aceste planuri să fie cât mai bine făcute, să cuprindă toată area de potențial de energie regenerabilă. Avem aici inclusiv pompe de căldură, avem aici solară, hidro și avem aceste documente gata, au fost și publicate, au fost la transparență, 45 de zile 1, 47 de zile celălalt. Suntem în situația în care venim în fața dumneavoastră cu ele și vă rugăm să fiți de acord.
pentru a crea bazele depunerii de proiecte pe aceste culoare de finanțare. Discuții? Avizul comisiilor? Favorabil. Favorabil. Cine este pentru? Să abține cineva? Împotrivă? Trecem la punctul numărul 5 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre. Scuze. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea temei de proiectare în vederea realizării obiectivului investițional, realizarea unei rețele de stații reîncărcare vehicule electrice în orașul Slănic Moldova. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primar orașului. Da, ne propunem să atragem fonduri nerambursabile pentru înființarea unui număr de 8 stații de încărcare, stații puternice de 50 de kW pentru încărcare rapidă. Aceste stații vor fi amplasate una în Cireșoaia, lângă postul de transformare din fața bisericii, una la Cerdac, la aproape de bazinul de nord, o stație la postul de transformare de la Pârtie, lângă Pârtie, cimitirul eroilor în zona aceea, parcarea de acolo, o stație la Aneleuri, o stație la ISU, la situații de urgență acolo la noi, lângă Institutul de Balneologie, o stație la Hotelul Perla și o stație în parcul, la Parcul Central spre intersecția cu strada Dobru, în zona aceea. Aceste stații vor fi amenajate inclusiv cu parcările aferente și sperăm noi foarte curând să funcționeze. La acest moment există două stații de încărcare la Slănic Moldova, o stație în fața primăriei și una la hotelul Teleconstrucția, dar stațiile sunt cu încărcare mai lentă, de 12 kW, suficiente pentru noi la acest moment, dar vrem să atragem fonduri pentru stații mai puternice. În sensul acesta să încurajăm reducerea de noxe, să vină la noi mașini cât mai puțin poluatoare. Discuții pe acest proiect? Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Trecem la punctul numărul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv și al competenței Consiliului. Numărul 5. Mi-a dat alt material. Proiect de hotărâre, punctul numărul 5 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale pentru realizarea obiectivului investițional, construire, parcare, supraetajare și spațiu multifuncțional și dotări aferente recordării la utilități și amenajare peisagistică în orașul Slănic Moldova, județul Bacău. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Este vorba de un proiect care integrează vechiul proiect de parcare etajată care nu a fost eligibil pentru finanțare cu amenajarea peisagistică din fața primăriei. Practic tot colțul acela de la primărie din față până la sala de sport va fi amenajat și vom avea acolo funcțiuni multiple. Un teatru de vară, iarna va fi patinoar, parcările aferente atât de necesare pentru toate hotelurile din prejur, dar și amenajarea piațetei din fața primăriei, o amenajare peisagistică frumoasă care ne va da o altă imagine la intrarea în stațiune. Discuții pe acest proiect? Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv și al competenței Consiliului de Administrație.
componenței Consiliului de Administrație al SCA Paser Salubrisare, SRL, Slănic Moldova, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Întrucât Consiliul de Administrație vechi a expirat termenul de angajament, cei 4 ani, s-a făcut selecția și se propune aprobarea modificării actului constitutiv, care va include noua componență a Consiliului de Administrație, componență care nu are nevoie de aprobarea Consiliului Local și de aprobarea adunării generale. Respectiv, la momentul acesta, statutul include noua componență și 2 modificări ale statutului. Discuții pe acest proiect? Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este? Petrică, vă rog să specificați în procesul verbal că consilierii PSD prezenți în cele 3 comisii nu aprobați. Să punem la vot? Da? Cine este pentru? Avizul comisiilor. Am întrebat. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă? 2, 4, 5. Împotrivă, da? Se abține cineva? Putem trece la punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv și a componenței Consiliului de Administrație al SC Util Prest Serv, SRL Slănic Moldova. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Discuții pe acest proiect? Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Putem trece la punctele suplimentare. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al unității administrativ-teritoriale al orașului Slănic Moldova. Inițiator, economist Baciu Gheorghe. Aici vreau să fac niște precizări pentru cei care urmăresc materialul filmat. Este vorba de suma de 834.282,42 de RON, bani pe care noi i-am cheltuit anul trecut pentru finalizarea reabilitării podului Dobru, dar pentru că acest proiect a fost făcut pe situații de urgență, Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene a aprobat rambursarea sumei pe care noi am cheltuit-o în acest sens și suntem bucuroși pentru că acești bani vin în bugetul local și se duc pe investiții. Ne completăm niște găuri la investiții unde avem o mare nevoie și cea mai importantă nevoie este să achiziționăm terenurile și clădirile de la izvoare pentru care, ca o mânușă, au venit acești bani. Sunt foarte bucuros și sper ca foarte curând acest lucru să se întâmple. Discuții pe acest proiect? Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Sunt în președință. Împotrivă? Sunt în președință. Se abține cineva? Punctul numărul 2 după
suplimentare. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei obiectivelor de investiții cu finanțare integral sau parțial de la bugetul local pentru anul financiar 2021, oraș Slănii Moldova. Inițiator primat Baciu Gheorghe. Actualizarea listei de investiții înseamnă doar că am pus banii acolo unde trebuie, nu am modificat, nu am scos, nu am adăugat niciun obiectiv. Încercăm să ne ținem de linia pe care ne-am propus-o la începutul anului. Discuții pe acest proiect? Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul numărul 3 după suplimentare. Proiect de hotărâre privind transformarea funcției publice vacante de consilier grad profesional superior din cadrul compartimentului resurse umane din aparatul de specialitate al primarului orașului Slănii Moldova în funcție publică de consilier grad profesional asistent. Da, este vorba de postul de la resurse umane. Persoana respectivă a ieșit la pensie și pentru ca să putem face o economie la bugetul local, dar și pentru că posibil să găsim mai greu o persoană cu 7 ani vechime, cum era acest post încadrat, propunem ca postul să se reducă la o vechime minimă de 1 an. În sensul acesta sperăm să avem și un concurs mai mare pe post, dar și vom cheltui mai puțin bani de la bugetul local. Discuții pe acest proiect? Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 4 din suplimentări. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei numărul 2 a hotărârii Consiliului Orașului Slănic Moldova numărul 2 din 14.1.2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și personalul contractual al aparatului de specialitate al primarului și pentru serviciile publice din subordinea Consiliului Local. Inițiator primar Baciu Gheorghe. Organigrama s-a modificat luna trecută și anumite, adică un post nu avea stabilit salariu, este vorba de postul de administrator public și acum am propus să spre aprobare acest salariu. Discuții pe acest proiect? Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Dacă îmi permiteți la final să spun și eu câteva cuvinte, zilele acestea s-a încheiat plantarea celor 13,52 hectare de la piciorul Folcului de la Cireșoara, o acțiune începută de acum 4 ani de zile și care s-a finalizat. Mulțumesc mult sponsorului principal, care este Asociația Rotary, Clubul Rotary de la Bacău și împreună cu sponsorul Rom Silva, care ne-a sponsorizat majoritatea puieților, am reușit să finalizăm acest proiect cu o economie foarte mare și nu mai avem presiunea amenzilor de la Garda Forestieră, care venea mereu și ne spunea că nu ne-am îndeplinit un obiectiv din anul 2009. Sunt bucuros pentru acest lucru, invit pe cei care vor să viziteze plantația, pentru că puieții plantați acum 4 ani deja sunt mari și frumoși și sperăm ca foarte curând să se împădurească acolo și să se poată reda circuitului silvic zona respectivă. Mulțumesc și consilierilor locale ai noștri care au venit și ne-au ajutat în acest proiect și echipei din primărie. Am reușit să mai bifăm încă un obiectiv pe care l-am găsit neîndeplinit, care astăzi se trece la lucruri îndeplinite. De asemenea, suntem în situația în care vom prelua foarte curând terenurile și clădirile de la izvoare aparținând SC Flora și sunt bucuros că astăzi
ați fost, ați aprobat bugetul, în care banii aceștia sunt prevăzuți și, uitați, din economie de acolo, de acolo am reușit să strângem banii necesari să ne răscumpărăm aceste terenuri și clădiri. N-am avut altă modalitate, dar mă bucur că chiar și asta ne aduce foarte repede în situația să zugrăvim, să întreținem acele clădiri care sunt o rușine a localității noastre și foarte curând să le dăm și utilitatea necesară. Vă mulțumesc! Aș avea, domnul primar, întâlnită și eu, aș avea la diversite. În legătură cu familia Pletan, știți că în urmă cu ceva timp a avut un mare necaz. I-a ars casa. El și-a construit o casă la Cerda. Înțeles că terenul ăsta de la Slănic l-a privat primărie și i s-a dat acolo un teren, nu? Da, vă dau răspunsul imediat. Nu, care este întrebarea? Și, deci el nici n-a terminat bine casa de construit, că deja a intrat în conflict cu o familie de acolo. Probabil știți. Familia Bașa. Eu am fost și m-am uitat între casa lui doamna Veronica și el, ar fi cam 2 metri jumătate de acolo. Familia Bașa. Spune felul următor, că ați fi noastră, ați fi promis, nu știu ce are el pe acolo, ăsta are un cămin, ăla are țeavă de apă. Eu cunosc problema și vă spun imediat în ce etapă suntem. În momentul în care a ars casa familiei Pletan, în Consiliul Local am obținut un acord de la vechii consilieri, prin care suntem de acord cu un schimb de teren. Acest schimb de teren este în curs a se realiza, pentru că trebuie să evaluate și terenul de la Dobru pe care îl luăm noi, care vine în proprietatea primăriei, și terenul unde și-a construit casa. În momentul în care noi am stabilit locul unde să-și construiască casa, am convenit și cu el și cu vecinii că va rămâne o cale de acces, nu pentru a arunca gunoi, ci pentru utilități, gaz, apă, ce mai au ei nevoie. La momentul acesta, orice acțiune și orice bârfe ar circula pe acolo, nu au acoperire legală. Corect. Respectiv, ca și cum dumneavoastră sau altul închide un teren de al primăriei. Nu este un abuz și el va fi reglementat. Noi o să venim la dumneavoastră în Consiliul Local să ne aprobați amplasamentul și atunci o să vedeți pe planul de situație ce v-am spus eu acum. Eu cred și că n-ar fi chiar normal ca între ele două case pe 2 metri jumătate să-și parcheze X mașina, să treacă... Încă o dată, nu e normal, multe lucruri nu sunt normale pe Valea Sălincului, da? Dar la momentul acesta eu v-am spus la întrebare și promisiunea mea este că nu o să se lipească concesiunea familiei Pletan de vecina de mai la vale. Asta este răspunsul. Doar, dorește să lipească. Păi nu dorește să se lipească. Da, da. Ce faci? Vrei să se lipească? Nu. Problema e că terenul ăla de 2 metri jumătate. Este, dacă ne gândim, acum, domnul consilier, acolo este acum declarat o zonă inundabilă. Noi când vom construi zidul de sprijin, ne gândim că mai la deal ar mai fi loc pentru încă niște... Corect. Asta este. Nenorocirea vine nu știm când. Da. Și atunci vrem să reglementăm asta. Și atunci ulița asta, să-i spunem uliță, da? Nu o să fie o uliță, o să fie un teren pe care se pot aduce utilități. Pentru că ce spune domnul Bașa rămâne posibil de ca proiectantul să stabilească când aduce gaze sau ceva pe strada aia, să le treacă pe acest traseu. Dar cum să treacă, domn primar, pe acest traseu? Să traverse? Nu stabilim noi acest lucru, cum o să treacă. Noi, cum am convenit când am călcat pe... Dumneavoastră știți că am avut prima propunere a noastră a fost mai la vale, în fața fraților Rotaru, da? Și care s-au opus foarte mult, adică n-au ținut cont că un om este necăjit și trebuie. Și atunci am găsit înțelegere și am convenit cu toții să așezăm acolo imobilul. Dar înțelegerea inițială a fost asta pe care eu v-am spus-o. Da. Că nu se lipește cadastrul familiei Pletan de casa vecinului și se lasă o cale de acces, nu pentru căruță, nu pentru mașină.
o cale de acces. Încă vă dau și detalii, am spus că se pune o poartă care va putea fi deschisă oricând. Ei pentru... se ceartă tocmai pentru calea aia. Păi ei se ceartă pe ceva care acum nu este reglementat. Da? Dar dacă... Pe pasărea de pe gard. De ne... da, da, da. Da? Dar dacă mai la deal de Pletan să va mai construi o casă, îi lăsăm și acolo, mai lăsăm încă o dată. Argumentul păi, de acolo și până la vale, la pod, nu? Sunt ocupate terenurile și ideea că de acolo se vor ocupa la deal este bine de lăsat această cale. Nu înseamnă că trebuie... Acum ce să vă spun? Că mai la vale și Lochi și alții nu au, niciunul nu are acte pe terenurile ocupate abuziv. Dar să da? Cam... Păi, și, trebuie, și toate astea vreau... trebuie... Și toate astea sunt în atenția biroului de urbanism. Vă dau un exemplu așa. Da. De la școală la Cerdac, pe strada aia la vale, pe stânga locuință, pe dreapta cotez de porc, pe maloare, pe stânga locuință, ei, cum e acolo, cum îți trebuie, domnul primar? Bă, dar dumneavoastră ați vrea ca eu acum, într-un an de zile, în 5 ani de zile, da, de când a venit primar, lucrurile astea sunt istorice. Păi, dar omul ăla a venit seara, a venit plângând, a zis că se duce să spun, domnul primar, pentru 2 metri din aia. Urmăriți-mă, nu există o uliță pe strada Stănicului care să aibă teren între apă și uliță să nu fie ocupată de diferite construcții. Corect. Întrebarea mea este, unde au stat... Ce au făcut cei dinainte ca să prevină acest lucru? Mie mi-a arătat doar una care s-a construit în mandatul meu. Da? Bun. Ia ca de asta eu sunt acuzat că primarul ăsta, ăla tot ne lăsați fără o căruță de lemn, ăsta nu ne lasă. Da? Asta este expresia. Trebuie să încetăm odată cu asta și am încetat și trebuie să reglementăm. Da? Pentru că ăștia sunt bani la bugetul local pe care am putea să-i aducem. Să știți? Noi așteptăm planul urbanistic general. Dacă lucrurile merg bine, el până la sfârșitul acestui an o să fie, maxim la trimestrul o să fie gata, după ce am aprobat planul urbanistic general în care avem și procentul de ocupare a terenului reglementat, pentru că dacă își ia concesiune 200 de metri pătrați, nu poate să facă acum decât 12 metri pătrați de construcție, m-ați înțeles? Ceea ce este nedrept. Plătești 200 de metri pătrați și faci 5,8%, nici măcar 12 metri pătrați, da? Cum vă puteți duce acolo, la fața locului? După planul urbanistic, da, tocmai v-am spus că îi cunosc foarte bine speța. Și pentru că nu am acum documentul cu care să mă duc să reglementez asta, n-aș face decât să mă duc să mai vorbesc o dată cu ei. Ia ca evaluarea va fi gata repede, veți aproba schimbul de terenuri și din momentul acela lucrurile capătă valoare de lege locală. S-a ajuns la un conflict familial. Conflictul familial este dat de lipsa de înțelegere între oameni. Nici ăla care iar casa nu trebuie să fie autoritar, nici ăla care l-a primit acolo nu trebuie să fie obraznic. Până la urmă, înțelegerea între oameni nu stabilește primarul. Noi trebuie să cultivăm această omenie în localitatea noastră și respect pentru pentru toți cetățenii, da? Pentru că în momentul în care Doamne ferește o să iargă casa altcuiva, nu? Atunci vedeți familia Demeter și alții. Doamne, nu este o glumă. Asta întotdeauna eu m-am născut cu această solidaritate. În săptămâna aia veneau toți vecinii și îl ajutau pe omul ăla să-și facă acoperiș nou, să-și repare casa care ardea. Nu există astăzi această solidaritate. Au venit oameni din alte părți și neadevărat că mulți stăniceni au contribuit la casa lui Pletan. Asta e, dar nu-i bine să cultivăm asemenea comportamente. Adevărul este la mijloc. Și de data asta adevărul este la mijloc. Da? Bun. Eu vă mulțumesc frumos și sper ca să avem o comunitate cât mai de ajutor, așa, să ne ajutăm unii pe alții. Mulțumesc. Deci ședința poate fi încheiată. Toate proiectele au fost aprobate.